Salutare, oameni buni! Astăzi vin în fața dumneavoastră cu o nouă experiență la cumpărături. Dacă ieri v-am prezentat colecția mea de greble, azi vreau să vă prezint colecția de hârlețe, cazmale, nu știu cum le mai zice, de proaspăt oroșan venit la țară. Na, ca un orășan ce sunt, două din cazmale le-am și rupt. Deci am 2, 4, 5. Cel mai scump e ăsta micu. Astea am avut un model asemănător, am avut în armată. Când eram puși să săpăm adăposturi individuale, în nu știu câte minute, nu mai aduc aminte, ci undeva în jur de 5 minute trebuia să dispare sub pământ. Ăsta de aici se cheamă cazma, deși eu l-aș fi numit hârleț. Dacă stau și mă uit, încă se mai vede eticheta. Cazma. Evo Tools. Da, e interesantă firma asta. 300 mm adâncime. Are și sigla bătută în poansonată în metal. Asta cred că am dat în jur de 15-20 de lei, nu mai țin minte. Coada e 10 lei, se vinde separat. Dar nu știu ce coadă ar trebui să cumpăr, că sunt cam de proastă calitate. După niciun an s-o șerupt. N-ai drept că și eu le-am mai lăsat prin ploaie. Deci eu la modelul ăsta așa i-aș fi spus hârleț și nu cazma. Asta la fel tot hârleț aș fi spus. Eu le-am personalizat așa cum vă spuneam. Aici am luat la nivel coada de lemn. Aici n-am mai făcut, am lăsat-o așa. Da, văd că merge și așa. Asta e la ce spuneam eu cazma, adică așa o combinație între lopată și hârlet. Da, și asta e ceva asemănător. Asta îmi place cel mai mult, deci m-am apucat aici să sap. Pământul nu e foarte minunat, e cam lutos. N-am apucat să sop de la gard, fiindcă am un copăcel care probabil nu a fost curățat niciodată de când a fost plantat. Cred că e vorba despre un prun. Acolo tot un prun am. Aici tot un prun care vântul de astăvară l-a rupt. Să trebuiască să mă apuc să-i curăț. Da, deocamdată am nevoie urgentă să sap, să pun ceva în pământ până nu îngheață de tot. Da. Astăzi, deocamdată, atât. Trebuie să mă apuc să repar cazmalele astea. Am treabă, nu glum. A, uite că și aici scrie ceva. Ceva cu profesioniști. Mă rog. Ia. Cu ce să...
Gospodar, cred că scrie. Gospodarul profesionist. Aha, eu eram ăla. Nu cred. Bine, ciao, Doamne ajută!